Vom citi din Romanii capitolul 8, acolo unde Pavel vorbește despre importanța umplerii cu Duhul lui Dumnezeu, realitate care oferă capacitatea, competența de a trăi pentru Dumnezeu și de a sluji în numele lui Dumnezeu. Vă rog respectos să vă ridicați în picioare, să deschideți bibliile sau să urmăriți pe scrinurile bisericii, Romanii capitolul 8. Acum, dar, nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământesc, ci trăiesc după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși fiul său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după îndemnurile Duhului. Și umblarea după lucrurile Firii Pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile Firii Pământești este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, e supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru e viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce am înviat pe Hristos Iisus din morți, va învia și trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Amen. Doamne, suntem înaintea Ta cu toții, ne-am ridicat în picioare, bărbați și femei, frați și surori. Doamne, căutăm fața Ta, ne deschide minima în fața Evangheliei Tale, dă-ne cuvântul Tău. Răspunde întrebărilor și frământărilor noastre. Ia-ne de mână, colăuzește-ne mintea, sufletul. Ajută-ne să înțelegem voia Ta și să ne lăsăm conduși de Duhul pentru ca să-ți fim plăcuți. Iar la sfârșit, vocea Ta să ne cheme. Mulțumim, Tată, mulțumim pentru lucrarea Ta sfântă. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, reocupați-vă locurile. Suntem foarte bucuroși în seara asta să fim din nou împreună. Nu știm sigur dacă ziua de mâine va fi a noastră, dar în cea de astăzi suntem chiar acum. Uh, am auzit, am citit, am văzut că oamenii plâng după o oră, după o zi, după o nouă săptămână de viață, în timp ce și-au cheltuit o viață și n-au prețuit zilele pe care le-au trăit. Vă încurajez să prețuiți fiecare secundă. E dreptul nostru să o trăim. Fiecare minut, fiecare oră, fiecare zi. Chiar zilele grele, pline de durere, de suferință, sunt zilele noastre. Să le trăim cu pasiune, să ne bucurăm de ele, de fiecare dintre ele, pentru că și bucuria și suferința ne clădesc caracterul, ne învață să fim oameni, să răbdăm, dezvoltă demnitatea și ne fac niște oameni mai aproape de ceea ce Dumnezeu se așteaptă de la noi. În perioada aceasta, cele mai multe biserici Postesc, se roagă, dat fiind faptul că este încă începutul anului, și în mod special bisericile pentecostale stăruiesc, adică se roagă stăruitor, insistent, pentru ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să umple inimile credincioșilor. De ce? Lucrurile pe care Dumnezeu ni le cere, nu le putem face prin resursele personale decât într-o mică măsură și într-o manieră șovăielnică. Dacă vrem să facem ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să facem, avem nevoie ca de la Dumnezeu să primim resursa. Dacă dumneavoastră mă trimiteți să cumpăr o pâine pentru dumneavoastră, poate chiar un costum de haine, cred că am bani să fac asta. Dacă dumneavoastră îmi spune să vă cumpăr o casă, îmi pare rău, dar nu am bani să vă cumpăr o casă. Mi-ar place să fac asta, dar nu pot. Însă dacă dumneavoastră îmi dați banii necesari, atunci o să caut un specialist și o să vă cumpăr casa. Ei, Dumnezeu ne cere să facem ceva dincolo de capacitățile noastre. Și noi avem bună bunăvoința să facem, dar nu avem resursa necesară. Nu putem. Suntem extrem de limitați în natura noastră omenească. Și atunci Dumnezeu a spus, am să-l trimit pe Duhul Sfânt. El va cobori în voi. El vă va învăța. El vă va călăuzi. El vă va da o resursă și vă, prin voi va manifesta daruri care au o capacitate de natură supranaturală. De aceea, noi avem nevoie de această resursă, de acest Duh al lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu nu este o putere, Duhul lui Dumnezeu este o ființă, este o persoană, el este Dumnezeu, Duhul Sfânt. El intră în inima noastră și el ne călăuzește. În seara aceasta, aș vrea să surprind doar câteva aspecte în timpul pe care îl avem la dispoziție, și anume, aș vrea să spun faptul că. În pasajul pe care l-am citit, capitolul 8 din Cartea Romani, una dintre epistolele sclipitoare scrise de Apostolul Pavel, o adevărată carte de teologie sistematică, Apostolul Pavel, în capitolul precedent, respectiv cu numărul 7, el vorbește despre falimentul lui în intenția de a împlini voia lui Dumnezeu. Omul acesta era o persoană super dotată, super educată, un caracter puternic și totuși. Dincolo de faptul că a excelat în slujirea lui din Consiliul de Conducere al Țării, acolo unde lucra între oameni cu metode omenești, Dumnezeu îl cheamă, el se convertește printr-o experiență supranaturală, aproape dramatică, și acum Dumnezeu îl trimite să lucreze, dar nu cu armele firii pământești. Dintr-o dată, Pavel se trezește pus în situația nu să trăiască o religie, ci să-și sfințească viața. Și nu reușește. Știe în mintea lui că nu trebuie să, 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 și știe în mintea lui că trebuie să, 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 dar nu e în stare să trăiască la nivelul acesta. Și eșuează. Vrea să se abțină de la un păcat și nu poate. Vrea să facă ceva ce îi cere Dumnezeu și nu poate. Și atunci el capitulează și pur și simplu verbalizează falimentul lui și spune, Doamne, în mintea mea sunt un om bun. În faptele mele, în comportamentul meu, sunt un om rău. Pentru că, deși gândesc bine, nu pot să trăiesc cum gândesc. În mintea mea nu mint. Dar când ajung într-o anumită situație, pur și simplu mint. În mintea mea nu gândesc murdar. Dar în anumite situații, când sunt ispitit specific, gândesc murdar. Trupul acesta nu ascultă de mintea mea. Parcă ar fi doi oameni în mine, Doamne. Nu am capacitatea să mă impun. Știu că nu-i bine, dar nu pot. Și la un moment dat el face această celebră afirmație. Nenorocitul de mine. Cine mă va scăpa? El, Cornelescu spune, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Trebuie să recunoaștem că cei mai mulți dintre noi am experimentat faza aceasta a luptei noastre de oameni muritori să satisfacem și să împlinim voia lui Dumnezeu. Încercare care se soldează întotdeauna cu un eșec dureros și cu o frustrare teribilă. Și capitolul 7 se încheie și urmează capitolul 8, care începe într-o notă, nu pământească, ci cerească. Și Pavel spune, acum dar nu mai este nicio osândire pentru cei care sunt în Hristos, pentru că ei, nu mai sunt constrânși de acțiunile firii pământești. Nu mai sunt dominați de carne. Carnea încearcă să transmită semnale către creier. O poftesc, îmi place, vreau să beau, vreau să fumez, vreau să îmi manifest nervii, mânia, vreau să mă răzbun. Astea toate pleacă de la creier, el continuă să transmită mesajele pe care le încercăm în fiecare zi, în luptele, în lupta noastră de zi cu zi. Dar, în ciuda acestor semnale, acestor vechi chemări, omul cel nou în Hristos are capacitatea să nu mai asculte aceste semnale păcătoase și să nu mai fie constrâns, obligat, dominat de ele. Pentru că, în firea aceasta pământească, care este carnea noastră, trupul nostru biologic sau fiziologic, Există un om nou, spiritual, în Hristos, care este o entitate spirituală, în timp ce entitatea aceasta este fizică, și această entitate spirituală, care nu este carnală, care nu este datoare cu nimic vieții de pe pământ, ci este o reprezentare a sfințeniei lui Dumnezeu în om, ia naștere prin nașterea din nou în urma credinței și pocăinței, pur și simplu, ea nu se supune semnalelor transmise pe o anumită frecvență a firii pământești. Și dintr-o dată noi sunt doi oameni. Unul care e condus de Dumnezeu și vrea să firea lui Dumnezeu, vrea să împlinească voia lui Dumnezeu, și unul care este carnal și vrea să împlinească firea cărnii, firea pământească. Pe care îl hrănim mai mult, acela va avea control asupra celuilalt, având energia și resursele necesare. Adică, Încercați să vă rugați o oră pe zi, timp de două săptămâni. Și o să vă mirați de realizările spirituale pe care le veți avea. De ce? Timpul acela de rugăciune vă va ambiba mintea și sufletul cu Duhul lui Dumnezeu, cu prezența lui Dumnezeu. Iar capacitatea de a trăi în sfințenie, în puritate, va fi mai mare. De ce? Pentru că ne umplem de Dumnezeu. Dar dacă ne uităm la filme, să zicem, murdare, dacă avem conversații murdare, relații murdare, dacă suntem implicați în tot felul de lucruri murdare, murdăria aceasta ne impactează conștiința, gândurile, sentimentele, voința, faptele. Și pur și simplu, deși nu ne dorim să trăim în felul ăsta, o presiune teribilă este pusă pe noi, pentru că ceea ce am pus în noi. Vine ca o ceață peste omul duhovnicesc, îl supune, îi ia aerul, ia puterea și firea pământească, deține controlul și se simte în controlul vieții noastre. Și pur și simplu toate gândurile, sentimentele și trăirile noastre sunt acordate de la acest duh al firii, care înseamnă orice este păcătos în lumea asta. Și totul se petrece sub costumul ăsta. Depinde cu ce ne hrănim. Și trupul nostru, dacă îngurgităm, dacă mâncăm, dacă înghițim în stomac o mâncare infectată sau stricată sau prea veche, cu siguranță ne vom îmbolnăvi. Ne este o bubă la gură, nu mai putem să mâncăm, ne este rău, facem febră, ne doare stomacul și o grămadă de alte simptome și nu mă pricep la treaba asta prea bine. Dar dacă mâncăm o mâncare normală și mâncăm cât și cum trebuie, dintr-o dată ne simțim bine, în putere, plin de voie bună, de energie și cu chef de treabă. În lumea spirituală este absolut la fel. Și Pavel, dintr-o dată, pune accentul pe nevoia de a fi plin de Duhul Sfânt. Observați, vă rog, toți cei ce sunt călăuziți de Duhul Sfânt sunt fii ai lui Dumnezeu. Asta este cauza, dar eu o să o pun sub formă de efect. Pentru a fi un copil al lui Dumnezeu, trebuie să fii plin de Duhul Sfânt. Adică o așezăm invers. Zic dar, umblați în Duhul și nu veți împlini poftele firii pământești. De ce? Pentru că dacă umblați pe frecvența asta, ați intra pe canalul 2, canalul 1 rămâne în spate, nu mai puteți să vedeți pe canalul 1. Mutați radio sau televizorul de pe un canal pe altul și o să vedeți că atunci când ești pe un canal, vezi ce e pe canalul acela, pe frecvența aceea. Dacă te întorci la canalul din urmă, din nou vei reveni la ce ai văzut mai devreme. Asta spune Pavel: dacă sunteți pe frecvența Duhului, totul se întâmplă în dimensiunea prezenței Duhului. Asta înseamnă că neglijați canalul celălalt, unde e firea pământească, cu alte lucruri. Și noi alegem pe care frecvență stăm, exact ca la radio, sau ca la orice altceva în mijloc de tehnologie. Am văzut că predarea unui dar este împuternicirea de a folosi acest dar. Predarea unui dar, primirea unui dar, împuternicirea cu un dar, nu înseamnă altceva decât împuternicirea de a-l folosi, dreptul de a-l folosi. Vă dau un exemplu, principiu. Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia. Câți dintre noi facem asta? În toată lumea, niciunul dintre noi nu facem asta. Ăsta este principiu. Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia. Dar acest principiu trebuie să fie urmat de o călăuzire personală. Unde mă pot duce eu? Că eu nu mă pot duce în toată lumea. Mă pot duce ori în China, mă pot duce ori în Africa, mă pot duce ori în România, nu mă pot duce în toată lumea, că nu mă pot împărți în bucățele. Eu sunt o entitate pusă în costumul ăsta și mă pot duce undeva și nu peste tot. Dar Biblia spune, duceți-vă peste tot. Principiul este duceți-vă peste tot. Asta ce înseamnă? Duceți-vă oriunde. Dar eu am nevoie, pe lângă principiul general, duceți-vă oriunde, de o călăuzire specifică. Dute în Mozambic, dute în România și în România, dute în București, dute în Cluj, dute în Brașov, dute, dute în Orșova, dute, dute. Eu nu mă pot duce peste tot, n-am resursele necesare, n-am timpul necesar, am nevoie de colaborare. Dar la această invitație universală, duceți-vă în toată lumea, Ăsta este un principiu pentru toți. Eu am nevoie de o călăuzire concretă pentru ca să aplic principiul universal. Duceți-vă în toată lumea. Unde anume în toată lumea mă pot duce eu? Aleg să mă duc în România. Unde aleg să mă duc în România? Mă rog, mă consult cu cei cu care merg sau poate nu merg, dar sunt sfătuitori și atunci găsesc în rugăciunea mea niște orașe asupra cărora mă concentrez. Și mă duc în 5, 10, 15 orașe. Poate că duc ajutoare, poate că predic Evanghelia. Iată dar ce înseamnă pentru mine în 2023 să aplic în mod concret, la nivel de călăuzire personală, principiul universal care este pentru toți credincioșii. Acest principiu universal, duceți-vă în toată lumea, nu-l putem aplica decât atunci când primim o călăuzire personală și concretă cu privire la zona specifică unde noi trebuie să mergem. Că în toată lumea nu putem merge odată. Numai Duhul lui Dumnezeu este peste tot în același timp. Pentru că prezența lui Dumnezeu este infinită, dar eu nu sunt infinit. Eu dacă sunt aici, nu mai sunt acasă. Dacă sunt acasă, nu mai sunt aici. Duhul Sfânt e și aici și acasă la mine. Sau la oricine acasă. Aș vrea să insist, dar nu cred că e nevoie. Vreau doar să vă spun că este absolut necesar să facem diferența între principiul universal, care vorbește la modul general, un mod general care se potrivește oriunde, oricând și pentru oricine. Dar când este vorba ca eu să-l aplic, nu mai pot trata lucrurile la modul general. Și trebuie să le tratez la modul concret, specific. Și atunci, Biblia nu mai mă ajută, că dacă citesc în Biblie, Biblia nu spune să mă duc în România sau în Congo. Biblia spune să mă duc în toată lumea. Păi când pot eu să colin toată lumea? Cine mă plătește pe mine să merg în toată lumea? De unde știu eu toate limbile pământului? Cine umblă după mine să mă traducă? Biblia vorbește despre un principiu general, dar eu dintr-o dată trebuie să-l aduc la nivelul meu concret. Unde mă duc în toată lumea? Am fost uneori într-o țară, alteori în alta, dar nu m-am putut duce în toată lumea și mai ales în același timp. De aceea, principiul acesta universal trebuie aplicat în mod concret. Și atunci, mă rog, și simțind că Duhul mă îndreaptă înspre o zonă, aleg să mă duc acolo. La ce dată? La data aia. Cu cine? Cu câțiva oameni. Ce să facem acolo? Păi o să predicăm Evanghelia și o să ducem ceva ajutoare. Sau una sau alta sau pe amândouă. Iată, dar că întotdeauna un principiu universal, care se potrivește pentru orice etnie, pentru orice timp, de la Hristos până la sfârșitul lumii, el trebuie aplicat concret și specific la omul din timpul generației lui. nu e suficient să citim, duceți-vă în toată lumea. Asta este o invitație cu caracter general, universal. Noi avem nevoie să luăm chestia asta și să o aplicăm specific. Specific la mine și eu o să mă duc undeva, nu peste tot. Eu o să mă duc cândva, nu tot timpul. Și dumneavoastră puteți face același lucru. Când înțelegem asta, nu ne mai simțim sufocați de măreția dute peste tot. Pentru că noi nu suntem Dumnezeu, noi suntem niște ființe umane care trăim într-un singur punct pe fața Pământului la un moment dat. De aceea, viziunea noastră nu poate să fie universală ca a lui Dumnezeu. El vede tot Pământul de sus, el vede trecutul, prezentul și viitorul, dar eu eu văd doar prezentul. Eu eu văd doar Niles. E nevoie de o călăuzire specifică pentru a aplica un principiu universal. E nevoie de o călăuzire specifică, o călăuzire de moment, cu detalii, pentru a aplica un principiu universal care nu are niciun detaliu. Duceți-vă în toată lumea. Asta înseamnă că te poți duce oriunde. Încearcă să te duci în cât mai multe locuri. Dar în care te duci primul? Asta este o călăuzire personală specifică. Principiul universal e du-te peste tot, du-te oriunde. Nu putem să ne ghidăm viața după un principiu universal decât numai la nivel universal. Dar în mod concret și specific, când vrei să-ți iei bilet de avion, cumpărăți un bilet de avion peste tot. Hm. Nu poți să-ți cumperi un bilet de avion peste tot. Dar România, Bulgaria, Bangladesh, poți să-ți cumperi un bilet. Principiul universal nu poate fi aplicat, deși el e universal, se aplică oricui, oricând, oriunde. Trebuie făcut concret, specific pentru situația specifică și concretă în care o persoană se găsește. Anul acesta eu trebuie să-mi fac un plan concret care răspunde invitației universale a lui Dumnezeu. Trebuie să particip și eu cu particica mea. Eu nu pot să particip cu întregul lui Dumnezeu, că sunt o ființă umană limitată. De aceea eu trebuie să mă opresc la ceva specific și să mă duc undeva specific, undeva concret. Apoi, în faptele apostolilor, capitolul 13, vedem că Pavel și Barnaba încep o lucrare deosebită. Deși Pavel a fost chemat să predice tuturor oamenilor, dintr-o dată, el primește o împuternicire specifică. Vă mai aduceți aminte, nu? El a primit o împuternicire specifică. Chemarea a fost să predice la neamuri. Poate să predice la toate neamurile odată? Sigur că nu. Numai prin televizor poți să faci asta. În general, primați media. În faptele apostolilor, capitolul 16, de la 6 la 10, vedem lucrul acesta prezentat într-un mod deosebit. Pavel și Sila au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei, dar au fost opriți de Duhul Sfânt să predice în Asia. Asia făcea parte până la marginea pământului? Da, făcea parte din până la marginile pământului. Făcea parte din toate neamurile? Da, făcea parte din toate neamurile. Dar de ce Duhul a spus aici nu? Pentru că și acolo se încadra în universal. E nevoie de o călăuzire specifică atunci când vrem să împlinim chemarea universală a lui Dumnezeu. Nu putem să mergem la nivel universal. Pentru că noi nu suntem Dumnezeu. Noi trebuie să avem o viziune specifică care se încadrează într-un punct din chemarea universală a lui Dumnezeu. Principiul e să mergem peste tot, să mergem oriunde. Călăuzirea specifică care nu mai vine din Scriptură ci asta vine din călăuzirea Duhului. Asta poate veni printr-o prorocie, poate veni printr-un vis, printr-o vedenie, poate veni printr-o statistică, stau și mă uit. Unde în România nu, nu, există nicio localitate? În ce oraș? În cutare. Acolo mă duc și vreau să plantez o biserică. Pentru că de ce să-i mai dau la cineva încă un steak după ce am mâncat unul, când celălalt n am mâncat nimic? De ce să-i dau la cineva să mănânce două gogoși când ăla deja a mâncat una? Mai bine îi dau cealaltă gogoașă altui om, să nu moară de foame. Iată dar cum se aplică specific, în detaliu, o chemare universală a lui Dumnezeu. Noi, în seara asta, ca biserică locală, ca membri ai familiei Bisericii Betania, am ajuns la punctul în care facem propuneri pentru alegerea unui comitet nou. Comitetul este format din două segmente: Consiliul Pastoral, oameni ordinați, și Consiliul Administrativ, oameni neordinați. Fiecare, în mod specific, se ocupă de atribuțiile care îi aparțin. Persoanele ordinate, în mod special, se vor ocupa de oameni. Persoanele care au atribuții administrative se vor ocupa de lucruri, clădiri, și detaliile acestora. Ei bine, noi alegem nu un consiliu pastoral sau administrativ, ci alegem comitetul cu ambele consilii. Asta înseamnă că în propunerea noastră vom surprinde ambele consilii. Un comitet are atribuții spirituale și oamenii ordinați din cadrul comitetului se vor ocupa de chestiunile astea și oamenii cu atribuții administrative se vor ocupa de, în mod specific, de problemele celelalte. Acum, avem multe persoane ordinate, în jur de 20. Comitetul nostru are 15 locuri. Trei sunt deja ocupate de pastorul senior și cei doi asistenți care vor fi puși la vot anul următor, când vine rândul lor. Asta înseamnă că 15 minus 3 înseamnă 12 și acești 12 persoane pe care noi trebuie să le propunem în această seară, ne gândim la ambele consilii, administrativ și spiritual. Asta înseamnă aproximativ. 5, 6, 7 din fiecare. Eu cunosc oamenii din biserică, pe cei ordinați și pe cei neordinați. I-am văzut cum se comportă, dacă întârzie sau nu la biserică, dacă sunt prezenți la toate acțiunile bisericii. I-am văzut cum se comportă, câtă pasiune au pentru oameni, atât cât am putut să-i văd. Mai mult de atât, m-am rugat, că am auzit că în seara asta va fi lucrarea asta. Și m-am rugat. Și în seara aceasta o să iau hârtia și știind că Dumnezeu vede ce scriu și într-o zi mă va întreba de ce așa și nu altfel, o să scriu. O să mă gândesc la cei spiritual ordinați și o să mă gândesc la cei administrativi care nu sunt ordinați. Dumnezeu să nu aveți de unde să știți ce voi scrie eu, dar Dumnezeu știe. Dumnezeu îmi cunoaște și motivația. El știe de ce eu scriu așa și nu altfel. O fac din sinceritate, din interes pentru cer sau vreau să amendez pe cineva și să premiez pe altcineva. Depinde cât mă duce mintea. De cine sunt călăuzit? Oamenii lui Dumnezeu. Dacă vreți să vorbesc să nu se înțeleagă nimic, cred că pot să fac asta. Dar de ce să îmi pierd și eu și dumneavoastră timpul? Noi ne-am întâlnit aici să facem un lucru hotărât, să ajungem în consens cu ceea ce facem și explicația să fie suficient de clară ca să mergem pe același drum. Chemarea universală a lui Dumnezeu. Alegeți dintre voi. Vă mai aduceți aminte cum s-a sau ales diaconii? Eu vă întreb, de ce n-a fost o prorocie atunci? De ce Scriptura spune alegeți dintre voi? De ce n-a venit un proroc să spună așa, 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 așa? V-ați întrebat vreodată întrebarea asta? De ce nu sunăm în România acum sau în altă parte, la alegerile de comitet, să întrebăm un proroc pe cine să punem în comitet? De ce trebuie să alegem noi? Înțelegeți ce vreau să spun. Vă mai aduceți aminte în începutul cărții Faptele Apostolilor, când Iuda a murit și au rămas 11 din 12, care a fost metoda pe care au folosit-o apostolii ca să completeze grupul plin de 12? Ei au tras la sorți. Pe cine l-au pus în evidență prin sorți? Pe Matia, nu? Mai scrie vreodată în Noul Testament de el? Dumneavoastră, ce vă spune lucrul acesta? Ascultați-mă frați și surori. Este ușor să te rătăcești în lumea asta, mai ales într-o zonă unde n-ai fost niciodată, dacă nu ai o hartă sau un GPS. La fel de ușor este să te rătăcești în scriptură, părându-ți se că mergi pe cel mai bun expres din lumea asta. Dacă nu cunoaștem cartea asta, să știm ce s-a întâmplat, nu vom avea nicio direcție concretă cu privire la pe unde trebuie să mergem. Duhul lui Dumnezeu este o entitate, este o ființă, este o persoană divină care pătrunde în ființa noastră și ne influențează, ne afectează, ne conduce, ne călăuzește, ne îndeamnă. Iar lucrurile lui Dumnezeu pot fi făcute doar prin Duhul lui Dumnezeu. Firea noastră servește lucrurilor firești. Duhul lui Dumnezeu în noi servește lucrurilor duhovnicești. Vă chem în această seară să vă gândiți nu doar la evenimentul concret, punctual al propunerilor din seara asta, și să vă gândiți la întreaga dumneavoastră viață. De ce sunt în trecutul meu lucruri de care mi este rușine? Dacă aș mai trăi încă o dată, m-aș strădui să le fac altfel. Dar nu o să mai am șansa niciodată. Ele sunt acolo și într-o zi ele vor fi minusurile mele. Nu e vorba de păcate aici. Este vorba de lucruri făcute nu foarte bine, ci doar bine sau binișor. Vă mai aduceți aminte ce spune Scriptura? Cine face cu nebăgare de seamă lucrul lui Dumnezeu este blestemat. Blestemat. Dar eu m-am pocăit ca să scap de blestem. Eu l-am primit pe Hristos ca să scap de sub incidența păcatelor. Eu nu mai vreau blestemul, eu vreau binecuvântarea, eu vreau prezența Domnului, nu vinovăția, ci libertatea Duhului. Cine face cu nebăgare de seamă. Adică fără discernământ, fără responsabilitate și fără o concentrare cuvenită, necesară asupra lucrurilor lui Dumnezeu. Nu vreau să-ți predic prea specific legat de Propunerile din seara aceasta. Ce vreau să spun la modul general, că cine este condus de Duhul va trăi într-o manieră duhovnicească. Și asta se vede, pentru că asta ridică, asta încurajează, asta bucură, asta zidește, asta produce rod. Asta nu e o chestiune personală, nu e o forțare și o ambiție a cuiva ca să controleze sau să manipuleze o comunitate. Și din potrivă totul curge, totul se pune la cap, pentru că Duhul, același Duh care mă călăuzește pe mine, îl va călăuzi și pe fratele Gianni, și pe fratele David, și pe fratele Viorel, și pe dumneavoastră pe toți. Să știți că nu avem fiecare un Duh Sfânt care ne călăuzește individual unii împotriva altora. Oamenii lui Dumnezeu. Nu este ușor nici să fiu om firesc, dar să fiu un om duhovnicesc. Este nevoie să ne lăsăm subordonați, călăuziți și conduși, îndemnați de Duhul lui Dumnezeu, de care Scriptura ne îndeamnă. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Harul Său să ne conducă în lucrările Domnului în așa fel, încât la sfârșit să ne bucurăm de toate ostenelile pe care le-am făcut și pe care le-am depus pentru onoarea Domnului și pentru lărgirea și înaintarea Împărăției Lui Dumnezeu. Amin. Vă chem în numele Domnului să ne ridicăm. Să stăm în fața Domnului și să rostim o rugăciune prin care cerem călăuzire de la Domnul pentru seara asta și pentru viața noastră întreagă, pentru lucrurile lui Dumnezeu și pentru lucrurile personale, pentru ceea ce facem pentru Domnul și pentru ceea ce facem pentru noi și casele noastre. Asigurați-vă că tot ceea ce faceți risipește orice formă de vinovăție și aduce binecuvântarea, liniștea și pacea care vin din cer și se odihnesc peste sufletele care se așează în smerenie înaintea Domnului.